Vai, cât de trist! Cât de înduioșător cum liderii opoziției anunță pe Facebook. Cred că o să ies și eu la manifestație, după care așteaptă să vadă ce zice poporul. Dacă sar oamenii pe ei, stai bă, papagalule, stai acasă. Sau să nu te prindem parașut, liniuță, o, că-ți rupem picioarele. E, dacă au parte de reacții de-astea, atunci dau înapoi, nu se mai duc nicăieri. Alții o bagă pe aia cu, eu sunt aici la proteste, da, ca persoană indignată de ceea ce face pe PSD-ul. Practic se lipesc și ei la manifestație. Sunt atârnache de ăștia care merg după nuntă. Poate le pică și lor acolo la casa mirilor un pahar cu vin și o felie de cozonac. Mai bagă niște prăjituri în buzunar, se descurcă. Nicușor Dan, îl vedem în imagini, a sosit în piață să-și ia lauri, probabil. Și e singur el, fără copil? Fără copil, de data aceasta îl vedem. Duminica trecută a venit cu copilul de câteva luni, nu știu exact cât are. Vreau să spun că nu mi se pare neapărat o problemă că membrii ai opoziției ies în stradă. Însă cred că ar fi mai bine să n-o facă, pentru că protestele acestea ar trebui să rămână exclusiv ale poporului. N-au treabă cu partidele. Știm foarte bine că partidele n-ar reuși niciodată să scoată atâția oameni la o manifestație fără mobilizare de-aia de partid, fără autocare, fără sandvișuri, fără ape, fără sucuri, fără cașcaval. N-ar avea cum, pentru că așa sunt ele, impotente, construite în jurul unor conducători, fără să țină seama de fiecare membru de partid în parte. Sunt făcute pentru cei care le conduc și pentru mafiile lor, nu pentru oameni. Iată cu ce se ocupa aseară în timpul manifestațiilor președintele PNL-ului Raluca Turcan. Toate știe că eu am votat împotriva excluderii lui și chiar nu am cred. Discutat. Sincer să fiu, nu cred. A fost unanimitate nu, pentru fost, excluderea nu mea. Fost. Nu, n-a fost. A dar, fost unanimitate. Nimeni oricum, nu a fost un moment regretabil. Bă, avea și doamna Turcan niște probleme. Făcea politică de Maidan la televizor. Oamenii în stradă, teme mari, ea se îngâna pe acolo cu paleologul. Cum naiba să face asta? Ia, să-i vedem și pe tehnocrații din opoziție. Ministrul Justiției timp de un an de zile care ar fi trebuit să rezolve această problemă să fie prezentă la proteste alături de mai mulți foști miniștri ai guvernului Cioloș. Ministru care de altfel atunci când era în mandat spunea că una dintre soluții ar fi grațierea. Vai, porumbeilor, ați ieșit la proteste, a? În primul rând, cred că Raluca Prună ar putea să învețe multe despre drept de la cei din piață. Dacă ar fi dat aseară peste vreun student în anul al doilea la drept, s-ar fi scos. Spre exemplu, ar fi putut afla cum e aia cu drepturile omului. Chestie care pentru ea, săraca, era la capitolul mofturi, vă amintiți? Ah, și să nu mai spun, doamnă, că ați mințit la CEDO, că și de-aia ne aflăm în c***ul ăsta. Oricum, cea mai tare fază legată de opoziție a apărut acum e și asta cu boschetarii care ar fi dat bani pentru USR. Da, ci că USR-ul ar fi primit donații de la oameni fără adăpost, iar cazul ar fi la DIICOT. Ce ați făcut, mă? Dosar penal pentru USR după ce pe listele cu finanțatorii Uniunii Salvați România apar 10 de persoane fără niciun venit și fără adăpost, scrie site-ul știrpesurse.ro. Problema ar fi fost inițial semnalată de specialiștii autorității electorale permanente, iar acum cazul a ajuns în atenția procurorilor DIICOT. Jurnaliștii spun că Nicușor Dan obișnuia să primească bani în contul personal, ca mai apoi să-i transfere în contul de campanie. Nu, eu refuz să cred așa ceva. Însă altceva vreau să spun. Dom'le, în ce zonă de ridicol și prosteală se află astăzi opoziția în țara asta? Cine s-o ia în serios pe Turcan, pe bune? Sau te gândești la PNL, te umflă imediat râsul când îți amintești de Predoiu, de Bușoi? Cam despre asta este vorba. Mai departe, dacă te uiți la USR, n-ai cum să nu te întrebi când se vor rupe. Strada, oamenii care au fost la proteste sunt cumva singura opoziție reală, serioasă. Uite că tot vorbeam despre democrație. Da, e o mare problemă cu democrația noastră. Dar nu pentru că ies oamenii în stradă, ci pentru că avem o opoziție care ne face să pufnim în râs și care ne obligă, practic, să ieșim în stradă.